Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție. Astăzi ne concentrăm pe una dintre cele mai răspândite afecțiuni, și anume artroza. Vom explora cauzele, simptomele, modalitățile de a gestiona această afecțiune, oferind sfaturi utile și practice pentru cei care se confruntă cu această boală. În această călătorie, alături de mine este domnul dr. Iosif Balint. Bună ziua, domnule doctor, bine ați revenit în emisiunea noastră. Să rămână, bine v-am regăsit. Domnule doctor, pentru început, haideți să explicăm telespectatorilor noștri, de fapt, ce este artroza. Artroza este o boală degenerativă a cartilajelor. Trebuie să știm că aceste cartilaje, în momentul în care facem o mișcare, ele se uziază. Deci le folosim și normal pe parcursul vieții acestea încet încet se uziază, mai ales în perioada în care deja intrăm în vârsta a treia, deja apar semnele uzurii. Aceste articulații încep să doară, să se umfle, apar inflamațiile, apar limitările în mișcare a articulațiilor. Ce se întâmplă de fapt? Cartilajul încet încet îmbătrânește, se uziază și încep să apară niște mici crăpături la suprafața cartilajului. Normal, acestea apar mai devreme dacă avem o predispoziție. Dacă am avut pe cineva în familie, de exemplu, atunci poate să apară mai devreme, fiindcă această boală este ereditară. Deci putem moșteni predispoziția la această boală. Dar dacă, de exemplu, aceste articulații suferă pe parcursul vieții mai multe șocuri, lovituri, de exemplu, sau sunt supra-solicitate, cum sunt, de exemplu, sportivii de performanță, care supra-solicită articulațiile, mai ales articulațiile genunchilor, a șoldului, fiindcă, de obicei, sportivii, în primul rând, aleargă, folosesc membrele inferioare, cam indiferent despre ce sport vorbim. Fiindcă boala, în mod normal, din cauza îmbătrânirii sau din cauza procesului de îmbătrânire, apare undeva, sau poate să apară undeva la 55-60 de ani. Deci astea, dacă apare la această vârstă, deja putem să spunem că această artroză este una senilă, una care apare din cauza uzurii, din cauza procesului de îmbătrânire. Dacă apare mai devreme, sigur am avut și alte motive pentru care boala a apărut mai devreme decât în mod normal. Ideea este că acest cartilaj, dacă se distruge, nu se reface. Foarte mulți pacienți mă sună și întreabă: aveți cumva ceva, puteți să mă ajutați cu ceva ca să refacem cartilajul? Cartilajul, din păcate, nu se reface în momentul de față. Nu știm ce se va întâmpla peste 5 ani sau peste 10 ani, unde va evolua știința medicală. În momentul de față, din păcate, nu putem reface cartilajul. Putem să-i dăm un pic de alimente, să zicem așa. Să ținem sub control această afecțiune. Corect, să ținem un pic sub control, să încetinim de fapt distrugerea cartilajului și atunci prin acesta putem să prelungim viața articulației. Ideea este că acolo unde cartilajul s-a distrus, organismul încearcă să compenseze, să repare zona respectivă, dar încearcă să repare cu țesut osos. Și acest lucru se întâmplă, din păcate, cu țesut osos. Din această cauză, încet, încet, se vor forma niște țurțure de oase, ciocuri de oase, numite osteofite. În momentul în care apar osteofitele, acestea încep să distrugă cartilajul din sens opus. Pe de o parte. Pe de altă parte, în momentul în care mișcăm articulația respectivă, cele ciocuri de oase încep, aceste osteofite, zgârie și capsula articulară. Apare imediat inflamația, durerea. Dacă apare inflamația, deja apare și limitarea în mișcarea articulației respective.
Și atunci pacientul deja simte această durere, simte această limitare în mișcare. Și încet, încet acest cartilaj se va distruge și în anumite cazuri cele două oase opuse se vor suda, putem să spunem. Se va anchiloza articulația respectivă și asta înseamnă că nu o să mai avem mișcare în această articulație. Deci cam asta înseamnă artroza ca și boală, ca și evoluție. Trebuie să știm că evoluția bolii poate dura zeci de ani, deci nu apare peste noapte, de aceea putem să spunem că avem timp să intervenim, să avem grijă de articulațiile noastre și să încercăm să frânăm, de fapt, evoluția bolii. Domnule doctor, artroza, intensitatea afecțiunii se află pe stadii. 0, mă rog, normal, sănătos, 1, 2, 3, 4. Cât este de important în stadiu primar, da, să facem ceva? Care sunt primele simptome, de fapt, pentru a preveni această afecțiune absolut sâcâitoare? Acum depinde unde apare prima dată artroza. Cel mai des apare la genunchi și atunci vorbim de gonartroză, apare la șold, vorbim de coxartroză sau poate să apară la nivelul coloanei vertebrale. Dar poate să apară și la articulațiile mici de la degetele de la mâini. Putem să spunem primele semne poate să difere un pic. Primele semne totuși sunt de obicei inflamația, durerea. La o activitate fizică normală pe care făcea individul înainte, fără nicio problemă, după această activitate fizică, mai ales pe masă, seara, când ajunge în repaus pacientul, încep să apară aceste dureri. În momentul în care, după repaus, încearcă să-și reia o anumită activitate. De exemplu, noi stăm acum 20 de minute în emisiunea aceasta. După emisiune, după 20 de minute de repaus, primii pași pe care am face ar fi dureroase, ar fi anchilozante. Apare și acea grimasă pe fața pacienților, fiindcă primii pași până se încălzesc aceste articulații sunt dureroase, limitate ca și mișcare. Deci, durere după activitate în repaus, iar dacă reluăm activitatea fizică, începem să facem iar mișcare, să mergem, de exemplu, aceste articulații iar se încălzesc și dispar până la un anumit nivel aceste dureri și aceste inflamații, dar după repaus reapar iar aceste probleme. Astea ar fi, putem să spunem, primele semne, mai ales dacă vorbim de coxartroză sau gonartroză, deci artroză la nivelul genunchiului sau a șoldului. Dacă vorbim de coloana vertebrală, e foarte greu de definit, să zicem așa, primele simptome. Primele simptome poate să apară prin apariția durerii. Această durere poate să fie localizată numai la nivelul coloanei vertebrale sau chiar a vertebrei respective la care apare această sau apar aceste osteofite, sau poate să dea un tablou clinic neurologic, deoarece aceste dureri poate să apară la nivelul șoldului, durerea să meargă în picioare, deci poate să semene și cu o hernie de disc. Așadar, domnule doctor, cum spuneam, foarte multe persoane se confruntă cu această afecțiune. Trebuie de luat în calcul să prevenim această boală, artroza, coxartroza, gonartroza. Persoanele supraponderale sau obeze ar trebui și ele să facă ceva în acest sens? Sunt predispuse la această boală? Da, absolut așa este. Trebuie să știm că în momentul în care avem un surplus de kilograme, greutatea de fapt care apasă pe aceste articulații crește exponențial, mai ales dacă facem mișcare. De exemplu, dacă luăm coxartroza,
Deci la nivelul șoldului articulația trebuie să suporte greutatea corporală pe centimetri pătrați, pe o suprafață de câteva centimetri pătrați. În momentul în care, de exemplu, alergăm, da? La un moment dat toată greutatea corporală se lasă pe o singură parte, iar în momentul acela forța cu care se lasă greutatea corporală crește chiar de 10 ori ca și greutatea corporală. Și atunci forțele la care sunt supuse aceste cartilaje sunt uriașe și, normal, pacienții care sunt supraponderați au și un surplus, putem să spunem, de obicei, de grăsimi în organism. Trebuie să știm că aceste grăsimi pot influența compoziția cartilajului și atunci cartilajele nu mai sunt atât de solide și vor fi mai moi, putem să spunem, și se vor distruge mai ușor decât la o persoană care nu este supraponderal sau obez. De obicei, foarte multe lume începe dimineața cu o țigară și o cafea sau o țigară, o cafea și o băutură dulce, carbogazoasă și așa mai departe. Trebuie să știm că excesul de cafea, excesul de băuturi aciduloase dulci duc la distrugerea cartilajului, deci favorizează apariția artrozei. Mediile umede, reci, favorizează apariția acestei boli. Știm, mai de mult erau frecvente acele cazuri, mai ales la doamne care spăleau sau țineau mâinile în apă rece de mult timp. Apărea această boală la nivelul articulațiilor de la degetele, de la mâini. De aceea să încercăm să evităm aceste spații sau aceste activități care se desfășoară într-un mediu cu umiditate crescută. Să facem mișcare, dar moderată, să facem sport, să ieșim în aer liber. În primele faze ale bolii sunt recomandate mișcări cum ar fi mersul pe jos, nu alergatul, bicicleta, în notul. Domnule doctor, dumneavoastră ne-ați spus că aceste cartilaje nu se refac, în schimb trebuie să prevenim și trebuie să ameliorăm, să gestionăm această afecțiune. Cum putem face acest lucru? Încă de la primele simptome trebuie acționat, pentru că această boală, dacă se agravează, da, atrage consecințe majore. Și aș vrea să ne spuneți puțin despre acest lucru. Ce se poate întâmpla dacă neglijăm această boală și nu facem nimic în acest sens în a o gestiona? Și de asemenea, majoritatea celor care suferă de această boală au un tratament prescris de către medicul specialist. Pe lângă, cum ne mai putem ajuta, cum putem ține în frâu această afecțiune? Da, ultima stație a bolii este protezarea. Protezarea șoldului sau genunchiului. Deci, v-am spus mai devreme că putem să ajungem până la anchilozare, până la momentul în care cele două oase se sudează și nu o să mai avem mișcare în articulația respectivă. Vom ajunge la o proteză de genunchi sau o proteză de șold. Dar trebuie să luăm în considerare că sunt anumite articulații, cum sunt articulațiile de la degetele de la mâini sau articulațiile de la coloana vertebrală, care nu se pot proteza. Nu putem să punem 20 de proteze la nivelul coloanei vertebrale. Atunci, normal că trebuie să intervenim înainte, dacă vrem să prelungim foarte mult viața articulației, înainte să apară aceste osteofite, și atunci e binevenită să accesăm produse care conțin vitamine, minerale și extracte din plante, care au de fapt rolul de a reconstrui țesutul osos. Și știm că țesutul osos se reconstruiește cam într-un an de zile. Și atunci putem să intervenim și să reducem mărimea acestor osteofite, să le micșorăm, chiar unele să dispară. Și atunci putem reduce foarte mult distrugerea cartilajului din sensul opus, pe de o parte. Pe de altă parte, să scădem acea iritare a capsulei articulare, prin acesta reducem
inflamația capsulei articulare, articulațiilor și prin acesta se reduce durerea și recâștigăm foarte mult din mobilitatea articulației. Este foarte important ca să recâștigăm din mobilitate normală, fără durere, ca pacientul să poată să-și exercite activitățile zilnice pe care le are și să îmbunătățim, de fapt, calitatea vieții pacientului. De aceea, dacă apar deja aceste semne de inflamații, de crepitații, deci în momentul în care, de exemplu, flexăm genunchii și punem mâna, simțim acele crepitații la nivelul genunchiului sau a șoldului, acestea deja sunt semne de uzură, semne de artroză la nivelul acestor articulații și e binevenită să accesăm anumite soluții naturale care conțin vitamine, minerale și extracte din plante. Pe de o parte, pe de altă parte, putem să folosim și anumite geluri, creme din exterior, mai ales acelea care conțin extracte din plante, pentru a reduce inflamația, reduce durerea, mai ales seara înainte de culcare sunt binevenite aceste geluri cu conținut de extracte din plante, care să ne ajute să relaxăm de fapt articulația respectivă, să ajutăm și din exterior la reducerea inflamației și să avem un somn cât se poate de liniștitor al pacientului. Domnule doctor, pe lângă toate acestea, ar fi bine să avem grijă și de alimentația noastră, să ne schimbăm cumva modul de viață? Corect, absolut, așa cum v-am spus mai devreme. La foarte multe lume, primul gând dimineața este o cafea și o țigară. Putem să excludem ambele, dar măcar țigara, să reducem foarte mult consumul de băuturi aciduloase, băuturi dulci, să reducem foarte mult consumul de alimente care conțin grăsimi, de exemplu. Să începem să facem mișcare. Mersul e la îndemâna tuturor, în jurul blocului, în parc și așa mai departe, în fiecare zi, jumate de oră, o oră. Putem să mergem pe jos până la serviciu și înapoi. Este vorba nu numai de a accesa medicamente și anumite extracte din plante, este vorba și de a schimba, de fapt, modul de viață și prin acesta putem să câștigăm foarte mulți ani cu o articulație fără durere. Așadar, este o afecțiune, artroza în sine, coxartroză, gonartroză, este o afecțiune care poate fi gestionată dacă acționăm la timp. Așa este, putem să prelungim viața articulației și să ne schimbăm calitatea vieții în bine. Și bineînțeles, așa cum spuneam, pe lângă tratamentul alopat, natura ne ajută întotdeauna. Exact, așa este. Bun. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune, domnule doctor, și dacă doriți să mai adăugați ceva legat de artroză, evident. Artroza, trebuie să știm că este o boală care, din păcate, nu se vindecă. Așa cum am amintit la începutul emisiunii, foarte mulți pacienți mă sună cu rugămintea de a accesa ceva care reface cartilajul. Cartilajul de refăcut nu se reface, nu putem reface în momentul de față cartilajul. Dar dacă neglijăm, totuși ajungem la complicații majore. Da? Corect, așa este. La proteze sau la cine știe ce. Da, așa este și trebuie să știm că protezele de obicei după 20 de ani se schimbă, se trece deja la proteze cimentate. Protezele după aceea se pot mișca, dacă se mișcă deja trebuie reintervenită chirurgical. Deci se pot apărea complicații, mai ales la pacienții în vârstă de 65-70 de ani. De aceea este binevenită și dacă împingem mai încolo momentul protezării, șoldului sau a genunchiului și dacă câștigăm 2, 3, 4, 5 ani în plus fără proteză. Vă mulțumesc foarte mult pentru sfaturile dumneavoastră, domnule doctor, și vă mai așteptăm în emisiunea noastră. Mulțumesc frumos! Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru atenție. Atât pentru astăzi. Aveți grijă de sănătatea dumneavoastră. Vă mulțumesc! O zi frumoasă!